Conexiunea mea cu divinitatea a fost dintotdeauna, de când eram mică, adică nu m-am trezit peste noapte. Am dus-o la un alt nivel de cunoaștere și înțelepciune. Așa, întotdeauna eu am fost legată de această latură spirituală. Nu mi-e frică. Eu am consacrat copiii mei Fecioarei Maria la Medjugorje, tocmai ca să nu-mi fie frică, pentru că nu au plecat din țară, să știu sigur că ea se ocupă de ele și eu să stau liniștită.